Salutare parilor, sunt Sabin Pârvan și vă invit la un nou episod din Faci Pariu. Pentru astăzi v-am pregătit 11 pronosticuri. Nu sunt doar de azi, sunt și de astăzi și de mâine, pentru că și mâine avem câteva partide interesante. Un calup de ponturi deschis cu meciul FCSB Craiova 1948 din Liga 1. Mi-a plăcut foarte mult Oltenii în repriza a doua meciului cu Farul. Mi-a plăcut și evoluția lor din victoria cu FC Argeș. Dar de această dată, zic eu, întâlnesc un adversar de un calibru diferit. Pariul meu pentru această partidă este 1 solist. În Serie A, Udinese are o partidă foarte dificilă pe teren propriu cu Torino, în timp ce Juventus primește vizita spectaculoasei Verona. De altfel, pariul meu pentru această partidă conține și o variantă pe goluri. Cel mai așteptat meci al zilei vine din La Liga, Barcelona cu Atletico Madrid. Catalanii sunt în creștere de formă, joacă bine sub comanda lui Xavi, dar de această dată vor întâlni chiar campioana Spaniei. Atenție, madrilenii sunt și într-o perioadă bună, au depășit momentul greu din finalul sezonului anului trecut, iar în ultimele trei partide au reușit să obțină 7 puncte. Mă feresc de variantele pe goluri sau cele clasice 1x, 1x2 și așa mai departe și voi parea pe cornere la această partidă. Ca și ieri, Bundesliga și Liga ne invită la meciuri spectaculoase, meciuri de neratat. Avem un Dortmund cu Leverkusen în prima Liga a Germaniei. Dortmund care este cea mai bună echipă a sezonului pe teren propriu. Atenție, Bayer are și ea o statistică foarte bună. Este a doua cea mai bună echipă a deplasărilor după Bayern München, liderul autoritar al ierarhiei din Bundesliga. În Franța, PSG merge la Lille, echipă care în sezonul anterior i-a furat titlul. Este favorită PSG. Și anul trecut era favorită, dar nu ne place în mod deosebit implicarea trupei lui Pochettino în meciurile de campionat, acolo unde uneori nu se ridică la nivelul așteptărilor. Pentru partida de la Lille, pariul meu este ambele marchează și peste 2,5 goluri. Câteva ponturi pentru ziua de luni. Două partide ies în evidență, dacă vreți. Avem FC Botoșan cu Dinamo, Câinii încercând să obțină abia primul punct al deplasărilor din acest sezon de Liga 1. Botoșanul vine de pe locul 4, este favorită, dar atenție, trupa lui Croitoru a trecut prin transformări importante la nivelul lotului și în această iarnă. În La Liga avem un Bilbao cu Espanyol, un derby, dacă vreți, de mijlocul ierarhiei, însă Bascii, având câteva puncte în plus, speră la o clasare pe loc de cupă europeană. Acesta a fost episodul Faci Pariu de astăzi. Ne vom revedea în curând. Vă mulțumesc că m-ați urmărit în primul rând. Vă invit să dați un like emisiunii, vă invit la comentarii. Vă spuneam că o să ne revedem în curând pentru că ne așteaptă o săptămână cu multe meciuri. Avem etapă intermediară în Liga 1, avem etapă intermediară în Premier League. Mai sunt multe meciuri ce merită analizate. Până atunci, spor la bani și baftă la pariuri!